Problema termoficării municipiului Drobeta Turnul Severin a fost rezolvată. Urmează acum ca reprezentanții municipalității să aprobe contractul de asociere între RAN și primărie pentru reluarea furnizării agentului termic. Acesta va ajunge la asociațiile de proprietari care îl vor aduce la cunoștință locatarilor și îl vor semna. Municipiul Drobeta Turnu Severin este singurul oraș din țară care a primit bani la rectificarea bugetară pentru asigurarea materiei prime necesare pentru reluarea furnizării agentului termic. Acest lucru în pofida faptului că primul ministru declarase că niciun oraș nu va primi sume de bani pentru acest serviciu, iar orașul contus de Constantin Gherghe fusese dat ca și exemplu negativ. Premierul a fost dezinformat probabil când a spus că Severinul primește bani în fiecare an și nu face investiții. I-a spus că Severinul nu a primit niciodată bani de la guvern prin licitație. A spus Nicolae Șerban, senator în Mehedinți. Pentru ca la robinet să curgă apă caldă, iar caloriferele să se încălzească, este nevoie de câteva zile, timp în care se va face aprovizionarea cu materie primă pentru repunerea în funcțiune a termocentralei de la Halânga. Urmează apoi aprobarea contractului de asociere între primărie și Iran și apoi semnarea acestuia de către asociațiile de proprietari. Caloriferele, am sesc cu mare plăcere în oraș. Până atunci, chiar credeți-mă că simțeam și încă simțim responsabilitatea asta și nu avem liniște până nu o vedem rezolvată definitiv. Prețul plătit de populație pentru furnizarea gigacaloriei va rămâne neschimbat în iarna aceasta și există chiar premizele ca acesta să scadă pe parcursul lunilor de iarnă. Reluarea furnizării agentului termic către populație se va întâmpla cel mai probabil la începutul lunii noiembrie. Managerul complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, a declarat că nu va da cărbune la Severin decât dacă va primi bani la semnarea contractului.